Liderul Partidului Național Liberal Suceava, Gheorghe Flutur, dar și prim candidat pe lista de consilier județene ai partidului, a anunțat că, în urma interpelării adresate Ministerului Transporturilor, s-a primit un răspuns pozitiv la solicitare. Ministerul va demara o amplă investiție în construcția unui nou drum expres pe ruta Siret, Suceava, Pașcani, Bacău, Focșani, Buzău, Ploiești. Senatorul liberal Flutur a arătat că masterplanul general de transporturi prevede construcția unui nou drum expres, drumul Siretului, care va fi alcătuit din șase sectoare între Siret și Ploiești. Investiția totală în construcția acestui drum expres va fi de peste 2 miliarde de euro. Din cele șase tronsoane ale noului drum expres, proiectul pentru porțiunea Siret-Pașcani prevede o alocare de fonduri de 235 de milioane de euro, în timp ce pentru tronsonul Suceava-Siret este prevăzută suma de 348 de milioane de euro. Pe de altă parte, în răspunsul trimis de Ministrul Transporturilor, acesta afirmă că autostrada Târgu Mureș-Târgu Neamț, care trece în apropiere de Drăgușe în județul Suceava, este o prioritate pe lista de investiții în infrastructură. Valoarea totală a investiției va fi de aproximativ 3,5 miliarde de euro, banii fiind asigurați atât din fonduri structurale, cât și de la bugetul de stat și din împrumuturi. Ministrul Dan Marian Costescu a informat că anul acesta încep procedurile pentru demararea lucrărilor de intervenție pe drumul Național 2, pe ruta Fălticen-Suceava-Siret, după cum a precizat candidatul liberal Gheorghe Flutur.